Ați auzit pe premierul Olandei cum a venit în România, în țara gazdă, ca să ne jignească din nou, să vorbească despre statul de drept din România. Păi pun și eu o întrebare, pentru că și eu sunt îngrijorat. Ce s-a întâmplat în Olanda, unde în sistemul bancar s-au spălat miliarde de euro? Aia nu este corupție? Sau aia este corupție? Și ce au făcut băncile? Au negociat cu procurorii. Ăsta e stat de drept. Și vin să ne spună nouă. Sau este așa cum spun unii, n-am de unde să știu dacă e adevărat, că supărarea vine pentru că noi n-am vrut să le vindem portul Constanța. Președintele Franței spunea că este îngrijorat de ce se întâmplă în România. Și eu sunt îngrijorat de faptul că în fiecare zi mii de francezi sunt bătuți de jandarmi pe străzile din Paris. Acolo e în regulă și noi avem îngrijorările noastre.